Primarul municipiului Rădăuți a semnat un contract în valoare de 462.000 euro privind promovarea transparenței în urbanism. Formatul GIS al noului plan urbanistic general promovează egalitatea și corectitudinea urbanistică pentru toți locuitorii municipiului Rădăuți, eliminându-se astfel lacunele și situațiile aberante de care se lovește municipalitatea în prezent, blocuri între case și alte situații asemănătoare. În plus, planul de mobilitate durabilă este o premieră pentru municipiul Rădăuți, oferind pos posibilitatea de a accesa proiecte europene pentru înființarea transportului public în comun baza pe energie verde și regenerabilă. Totodată, pentru a ne situa cu un pas în fața promovării transportului verde, în cadrul proiectului este prevăzută și achiziția unui număr de 10 stații de încărcare electrică rapidă în valoare de 250.000 euro. Valoarea totală a proiectului este de 460.000 euro, toate aceste fonduri venind în comunitatea noastră. Ținem să mulțumim departamentului proiecte-programe din cadrul instituției noastre, cât și tuturor celorlalți parteneri implicați în această reușită, a transmis primarul Bogdan Login.